Să știți că atunci când vorbim despre nume importante, nume mari, vrem să ne oprim și asupra femeilor care au avut un cuvânt de spus în diferite domenii și s-au afirmat pe plan internațional. Astăzi, alături de următoarea noastră invitată, vom cunoaște mai multe despre cea care a fost Nadia Rousseau. Să știți că a fost o femeie extrem de puternică, cu un destin foarte interesant. A trecut prin multe provocări, atât în viața profesională, cât și în viața personală, pentru că este considerată una dintre marile doamne ale aviației românești și, așa cum spuneam, pentru perioada în care a trăit, pentru vremurile respective, Nadia Rousseau a fost o femeie foarte specială și a făcut lucruri care nu erau atât de bine primite sau lucruri care nu se obișnuiau a fi făcute de către femei la vremea respectivă. Dar mai multe ne spune în continuare, așa cum spuneam, următoarea noastră invitată. Este vorba despre doamna Lucia Argint, doctor în istorie. Bună seara și bine ați revenit, doamna Argint. Bună seara, Doina. Bine v-am regăsit. Am citit un pic despre Nadia Rousseau din ce am reușit să găsesc și e o poveste puțin zis de film. Da, așa, puțin zis... scenariul gata. Exact, da. Haideți să facem așa o incursiune în viața ei și să înțelegem de ce a fost atât de impresionant ceea ce a reușit ea să facă. Da, ea face parte din generația refugiaților care a ajuns în Basarabia după 1917, deci e o temă foarte actuală, apropo, acum, fiindcă o parte din refugiați, chiar și cei refugiați care avem acum în Republica Moldova, putem să-i avem în perspectivă în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova. Fiindcă Republica Moldova, ca și Basarabia la începutul secolului 20, a fost pentru refugiați, pentru unii, un loc de popas, tranzitând spre țările occidentale. Așa, de exemplu, o lună de zile aici s-a vindecat una dintre reprezentantele casei Romanov, de exemplu, verișoara lui Nicolae al II-lea și verișoara reginei Maria. Vorbesc de Maria Pavlovna Romanov, care o lună de zile aici a stat în vizită pentru a se trata în casa guvernatorului, după care a ajuns în România, iar din România în Franța, unde în Paris s-a deschis una din cele mai cunoscute în perioada interbelică casă de mod, care făcea rochii deosebite brodate. Deci dacă rămânea aici, posibil că făcea un brand și pentru Basarabia. Dar iată, fetița aceasta, Nadia, deci provine dintr-o familie de dvoreni ruși, de viță veche, deci pe linia mamei chiar se trage din Boris Godunov, deci este o fată cu o educație aleasă, care a învățat liceul la Harkov și în 1917, rămânând fără tată, fiind ajutat de unul dintre adiutanții lui, împreună cu sora, au încercat să scape de urgia bolșevică și și-au regăsit cumva liniștea pe teritoriul Basarabiei, unde avea niște rude. Fata a fost atât de ambițioasă încât a încercat să absolvească liceul la Chișinău, a învățat limba română, după care a mers la cursuri de surori de caritate sau infirmieri pe lângă Crucea Roșie din Chișinău, dar avea foarte multe pasiuni, deci îi plăcea să picteze și de aceea a urmat cursurile de beliart sau Academia Artelor Frumoase din București și avea chiar și cursuri în Franța. Totodată, fiind refugiată și neavând nimic material, hai să zic așa, zestre, rudele au organizat un mariaj, deci o căsătorie, cu un basarabean, un moșier cunoscut din familia Rousseau, deci Alexandru Mihailovici Rousseau, care era cunoscut ca proprietar a foarte multe cârduri de oi caracul. Deci iată, acest Alexandru Rousseau era cu câțiva ani mai mare ca ea, nu atât de vârstă, ea avea 19 când s-a căsătorit cu Alexandru, Alexandru avea 26. Deci nu era atât mare diferența, dar oricum erau foarte diferiți ca interese. Mi-a trezit curiozitatea această relație cu Alexandru Rousseau, fiindcă ei au trăit 12 ani, în niște relații mai mult prietenii ăștia amicale, fiindcă Alexandru, în pofida timpului și a tradițiilor patriarhale, deci n-a stopat-o. I-a permis să se dezvolte și ea, fiind căsătorită, a urmat cursuri. Mai mult ca atât, și-a propus chiar să devină aviatoare, fiindcă era foarte tare pasionată de aviație și pentru aceasta îi trebuia un avion. Deci ea visa la un avion și o parte din județele Basarabiei s-au implicat să o ajute. Deci o parte din banii
pe care și-a cumpărat e un avion bipilot, deci pentru două locuri, a fost anume donat de aceste județe din Basarabia, iar restul banilor a fost plătit de Ministerul Aerului, așa se spunea pe timpul acela. Asta după ce a făcut cursuri și a absolvit... Între timp, da. Fiindcă a învățat... 1938, într-adevăr, ea devine foarte populară și face aici niște mitinguri deasupra Chișinăului, iar Chișinăul o numește în presa locală Mândria Basarabiei. Mândria Basarabiei, fiindcă era unica femeie aviator. Apropo, eu am o elevă, fostă elevă, care este unica femeie aviator în Republica Moldova. Cătișa de Rănuță. Trebuie să o aducem aici la emisiune. Da, vă rog, chiar. Da. Îmi dați contactele ei exact. după interviu. Și iată această frumoasă și talentată și deosebită femeie este pe lângă toate încă și pasionată și de fotografie. Și atunci când se ocupa cu aviația, mai și fotografia între timp deasupra și o parte dintre articolele sale chiar au fost publicate în presa timpului, cu tot cu fotografii. Din păcate s-a început războiul, dar până a începe războiul, ea a participat la mai multe concursuri de aviație, luând chiar locuri de frunte. Deci a luat la Băneasa, de exemplu, locul întâi printre piloții care și-au încercat puterile în ceea ce privește concursul de... Vă referiți la tot felul de acrobații, trucuri pe exact, care le poți face? Da. Și ea a luat locul întâi. După care, în 1938, a participat la un concurs foarte mare a Micii Antante, unde au participat 35 de aviatori și ea a fost unica femeie aviator care a făcut 4.000 de kilometri singură, fără însoțitor, și pentru aceasta a fost decorată cu virtutea aerautică, clasa Crucea de Aur. Însă și Carol al II-lea de Hohenzollern i-a mânat acest orden, care era ceva foarte prestigios, deci a primit al noulea brevet feminin din întreaga României. Deci românii s-au îndrăgostit atât de mult de această rusoaică din Basarabia, că îi spuneau basarabeancă veritabilă, cu speță românească. Deci ei s-au îndrăgostit foarte mult în această femeie, într-adevăr, foarte energică, care, din păcate, n-a putut să-și continue viața ferească, fiindcă s-a început cel de-al doilea război mondial și ea a fost înscrisă în escadrila albă, care era, de fapt, un detașament de aviatoare care trebuiau să servească cumva necesităților sanitare. Deci ei se ocupau cu transportarea răniților de pe front. Ce a participat în compania pentru Basarabia, după care a fost extins frontul și a participat la campania din Odessa și din Tighina. Ea se deplasa chiar în apropierea frontului și aducea de acolo tot soiul de lucruri, fiindcă ea era și curier, medicamente sau aducea răniți. Deci ea a participat la mai multe campanii, inclusiv la Stalingrad. Acolo s-a îmbolnăvit foarte serios și a fost adusă să se trateze în spitalul din Nicolaev. Iar după aceasta ea n-a mai dorit să mai revină, fiindcă era extenuată și obosită. Ea și-a vândut acest avion al ei particular, deosebit la care țineam foarte mult comandamentului din Transnistria, și a ieșit din joc, hai să zic așa, iar în 1951 a avut nenorocul ca, hai să zicem așa, norocul să o piardă, să nu mai fie de partea ei, deci a fost învinuită în trădare de patrie, fiindcă comunica cu niște piloți români care aveau legătură cu alți camarazi englezi. Și a trebuit să facă 8 ani de pușcărie și a făcut doar 6, după care a fost trimisă în Bărăgan, deci deportată, unde a lucrat în niște condiții foarte mizerabile și dure, dar acolo i-a găsit dragostea. Fiindcă ea, între timp, către 1940, divorțase de Rousseau, fiindcă ei, chiar dacă se împăcau foarte bine, dar erau foarte departe ca interese și ca oameni. Și iată, a avut spre sfârșitul vieții o revelație cu acest George Bossie, cu care se căsătorește, trăiește foarte greu, iar în 1986, acest George Bossie, care și el este o victimă a regimului comunist, trecut prin diferite peripeții neplăcute legate de regimul comunist, se stinge din viață și ea își pierde memoria.
ce aș pierde în memorie este amnezic și este dusă la București, unde este îngrijită de niște verișoare de-a ei și, din păcate, în 1988 ea decedează, deci moare, ducând cu ei absolut toată istoria și toată arhiva ei. Deci ea a avut manuscrisul unei cărți pe care trebuia să o publice. Din păcate a dispărut și acest manuscris și obiecte legate de rădăcinile ei. Și multe altele, dar a lăsat o urmă deosebită în istoria aeronautice, în istoria feminină și acum la Chișinău, apropo, în sectorul Râșcani există o stradă care poartă numele și acest lucru nu este întâmplător, fiindcă tocmai acolo unde este amplasată această stradă, cândva a fost primul aeroport din Chișinău, unde decola această deosebită femeie. Deci, iată, așa o istorie interesantă, unde poate să ducă un refugiat și care poate să fie soarta unui refugiat care la un moment dat poate să reprezinte țara care l-a adoptat, care l-a primit. Deci așa o istorie care poate să fie într-adevăr un scenariu de film. Cu siguranță. Și atenție mare la refugiații care sunt acum în Republica Moldova, fiindcă unii tranzitează, alții o să aștepte și o să revină înapoi în țară, iar numai decât o să găsească o categorie care o să-și lege destinul și viața de acest pământ. Și atât ei trebuie să valorificați, așa cum a fost valorificată această deosebită femeie. Doamna Argen, mulțumim tare mult! Cu drag! Pentru povestea asta impresionantă pe care ne-ați adus. Într-adevăr, o femeie care a avut o viață tumultoasă și pe plan profesional și pe plan personal și cu siguranță o poveste din care noi putem să învățăm. Femeile de astăzi pot învăța multe de la Nadia Rousseau. Exact. Mulțumim tare mult și ne vedem săptămâna viitoare! Cu drag!